Vă salut, bine ați revenit pe canalul Columbofil Junior. Așa cum v-am promis, am revenit cu videoul în care să vă prezint perechile de rostov pe roșu pregătite pentru a fi puse în pereche. După câte puteți observa, încălțătura a fost unsă, atât la mascul cât și la femele. Singura deosebire dintre femele și masculi este aceea că la femele o să încerc să mă apropii, să vă arăt, le-am tuns și cozile. Vedeți? Avem masculii cu cozile întregi, iar femelele au cozile tăiate pentru ca ei să se poată fecunda cât mai bine. Așa procedăm an de an. La femele le tundem și cozile. O să încerc să stau cât mai aproape de ei. O să spuneți că erau mult mai frumoși înainte de a le tunde încălțătura și a tunde cozile femelelor, dar așa procedez în fiecare an și nu am avut probleme cu fecundarea ouălor. Nu am avut ouă limpezi, fiecare pereche mi-a scos pui de fiecare dată și tocmai de aceasta procedăm pe fiecare an la fel. Acesta a fost videoul meu în care v-am prezentat perechile de rostov roșii pregătite pentru a fi puse la împerecheat. Până data viitoare, când o să vă prezint și alte perechi de rostovi pe culoarea negru, roșu, v-am prezentat de această dată. Mai avem de prezentat pe culoarea negru, albu și argintiu.